Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în cele ce urmează o să vedem cum putem să scăpăm de bloatware-ul de pe Windows 10 și cum putem să prevenim reapariția acestuia. Pentru cei care nu știți ce înseamnă bloatware, sunt aceste aplicații care vin preinstalate după ce instalăm sistemul de operare. Și pe telefonul mobil putem să avem astfel de aplicații. După ce parcurgem wizardul de început, observăm că avem o mulțime de jocuri și aplicații preinstalate de către producător. La fel se întâmplă și în cazul sistemului Windows 10. Dacă nu dorim să avem aceste aplicații preinstalate, o să vedem în continuare cum putem să le dezinstalăm. O să deschidem un browser și scriem pe Google Windows 10 debloater. Mergem pe primul rezultat. Aici dăm click pe cod și apăsăm pe download zip. Se descarcă o arhivă zip. Eu am descărcat-o ceva mai devreme. Dezarhivați și aveți acest folder. În interiorul acestui folder găsim aceste fișiere. Ne interesează aceste fișiere în format PowerShell cu extensia PS1. Vom da click dreapta pe acest fișier și alegem să ruleze cu PowerShell. Se deschide această fereastră. Iar în continuare trebuie să apăsăm pe litera A. Apăsăm Enter. Ne spune că scriptul nu a rulat ca administrator și se va restarta, iar acum va rula ca administrator. În această fereastră trebuie să apăsăm pe Yes pentru a începe procesul și încă o dată pe Yes pentru a elimina aplicațiile preinstalate. Așteptăm acum să se ruleze scriptul. Ne scrie aici că dezinstalează bloatware-ul. Aici ne întreabă dacă dorim să oprim vizualizarea documentelor PDF cu browserul Microsoft Edge. Eu o să apăs pe Yes. Ne întreabă dacă vrem să dezinstalăm OneDrive. Apăs pe Yes. Dacă vreți să-l păstrați, apăsați pe Nou și nu îl va dezinstala. Ne întreabă dacă dorim să scoată toate aceste aplicații din meniul de start. O să apăsăm Yes. Dacă dorim să instalăm NetFramework 3.5, eu de obicei îi dau Yes, pentru că sunt unele aplicații care au nevoie de o versiune mai veche de .NET. Așteptăm acum să ajungă aici la 100%, după care o să ne ceară un restart la sistem și după acel restart o să vedem că în meniul de start aplicațiile acestea vor dispărea. Eu am pus un pic tutorialul pe pauză până s-a completat aici pentru a nu vă reține. Această fereastră ne cere să dăm un reboot. Apăsăm aici pe Yes. Mai așteptăm un pic. Sistemul se restartează și după restart o să vedem imediat că acele aplicații preinstalate au dispărut.
Am revenit după restart și după cum vedeți, acele jocuri preinstalate și aplicații au dispărut din meniul de start. Aveam Microsoft Solitaire, aveam Office 365. Acestea care au rămas sunt aplicații din Windows, nu sunt bloatware. Dacă vrem, le putem modifica de aici dimensiunea, le putem scoate de pe meniul de start dacă nu le accesăm și dacă cumva a mai rămas vreo aplicație care știți că nu o folosiți și vreți să o eliminați, puteți face acest lucru dând click dreapta pe aplicație și aveți butonul acesta de uninstall. Dacă apăsați încă o dată, aplicația va dispărea de aici, se va dezinstala. Cam asta a fost pentru tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!